O femeie de 32 de ani a sunat la 112 și a sesizat poliția că a fost agresată de bărbatul cu care locuiește. Agresorul și-a luat concubina la bătaie după ce a consumat alcool. Polițiștii au emis un ordin de protecție. La data de 8 aprilie anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizate către o femeie de 32 de ani din municipiul Târgu Jiu cu privire la faptul că a fi fost agresată fizic de către concubinul său. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că bărbatul de 33 de ani din municipiul Târgu Jiu, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi exercitat acte de violență asupra concubinei sale, cei doi locuind efectiv împreună în comuna Vladimir. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Polițiștii au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de bărbat. Acesta nu mai are voie să se apropie de femeia cu care locuiește.